10. Chilian a mărturisit ironic că piesa 10 s-a născut dintr-o poveste de dragoste care are legătură cu fostul președinte Traian Băsescu. Uite, vezi, sunt, ar trebui să fiu și sunt recunoscător, e meritul lui Băsescu, de fapt. Habar n-ai. E, nu dacă spune. Zic, pe bune. Dacă alt Băsescu nu mai rămânea Băsescu pe acasă și nu se năștea Ioana, nu îl întâlnea pe Giovanni, avea o frumoasă poveste de dragoste atunci și... Cine cu cine? Nu-mi spune că Băsescu avea... Nu am, Giovanni cu Ioana. Cu Ioana Băsescu. Da. 10 vieți de-a sta cu tine, tot ar fi puțin. Mulțumesc din suflet pentru emoție. La Dincolo de Știri, Cristina Țopescu și Florin Chilian reiau ca între prieteni polemicile despre media sau femei. Mi se pare așa una dintre nenumăratele tale aroganțe. Nu sunt un produs media. Da? Media este totuși un rău necesar. Eu n-am ajuns ce sunt datorită mediei, ci datorită muzicii. Pentru prieteni, sinceritatea debordantă a lui Florin Chilian a rămas aceeași. Ești puțin năuc. Sunt năuc, dar șprițuri multe. Paralele, 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 paralele.